M-am informat în foarte multe documentare și reviste despre comunism și am dat de Lucrețiu Pătrășcan, o rudă de-a mea mai îndepărtată. Serios? Serios. Bravo. Și aș vrea să știu ce părere aveți despre Lucrețiu Pătrășcan. Da? Unii spun că nu a fost un intelectual că a ales comunismul, alții spun că ar fi fost o victimă a comunismului. Am înțeles. Bravo. Bravo, uite, vezi, sunteți elev la liceu sau unde? Da, mergeți, aplaudați, mergeți. Wow, a cincea? Cum a cincea, nu? Ești tare, serios, ești tare. Cauza tatălui meu, el m-a inspirat. Bravo! Ce să spun, felicitări tatălui pentru așa băiat. Sunt elevi de liceu care nu știu de Lucrețiu Pătrășcan. Sigur că el a fost și un așa tat. Deci, părerea mea e că el a fost și victima, a fost și un om foarte orgolios, chit că era rudata. Era un om orgolios și el considera că e cel mai pregătit să fie șeful partidului. Și se mira, cum Dumnezeu, eu care sunt așa de inteligent, care... Eu nu știa rusă, dar citise literatură clasicii comunismului, citise în francez. Nu citise pe Stalin. Nu. El citise clasicii comunismului. Și anarhiștii ruși de secolul XIX și așa mai departe, citise prin francez. Și se mira cum de conduce partidul Gheorghe Gheorghiu, deci nu se mai deștept ca el să mai... Dar tocmai de asta a murit. El, teoretic, n-avea nici inclinii, nici mâine cu partidul. Nu știu. Pentru mine e enigma de ce a intrat acolo. Familia lui îl predispunea la altceva. Dar pe de altă parte, e genul de intelectual, pentru că intelectual a fost, nu? A fost un intelectual veritabil. Dar a fost o orbire a intelectualilor în fața comunismului. Nu numai în România. Și în Franța, și în Italia, foarte mulți intelectuali au fost captați. Comunismul nou ni se pare astăzi diabolic, pentru că știm tot ce s-a întâmplat. Dar atunci, în 1930-1940, părea o lume mai bună și o lume promițătoare. Și în carcana asta a ajuns și Lucrețiu Pătrășcan. A făcut foarte multe greșeli cât a fost ministrul justiției. El a fost cel care a dat startul proceselor politice. Dar, mă rog, s-a comportat și el ca un om fidel partidului care l-a dusese în guvern. În speță Partidului Comunist. Și în permanență își dorea ca el să conducă. Deci ar fi dorit să conducă partidul. Și nu dădea doi bani pe Gheorghe Gheorghiu, deci nu avea părere bună nici despre el, nici despre alții. Și asta l-a dus la pierzanie. Într-un partid, mai ales precum ăla, gândește-te, tu care ești un elev deștept, gândește-te că ai un tip în costum, cu cravată, foarte galant cu doamnele, o să mai crești și o să vezi că de regulă bărbaților îi plac doamnele. Și asta era și cazul, era și cazul lui Lucrețiu Pătrășcan. Mai galant? Mai galant, mai... Și contrapune imaginea unui tip care nu purta deloc cravată, stătea cu gulerul răsfrânt așa, în anii 30 era moda, gulerul să fie așa peste haină. Și care vorbea cu toți muncitorii, pe unde se întâlnea cu ei, știa să vorbească cu fiecare. Ăsta era Gheorghe Iudeș. Pătrășcan nu avea nicio șansă să conducă partidul. Și, ca să termine cu el, l-au băgat în 48 în domiciliu forțat și în 54 a fost executat. Deci a fost și victimă și orbit de o idee care s-a dovedit falimentară. Altă întrebare. Acolo.